Doi codalbi care au căzut în Dunăre pe raza județului Mehedinți au fost salvați de doi caiaciști. Imaginile cu operațiunea de salvare au devenit virale pe toate rețelele de socializare. Cei doi codalbi, specie protejată la nivel internațional, sunt filmați inițial plutind pe Dunăre, iar ulterior se lasă ajutați de caiaciști să ajungă la mal, imaginile fiind cu atât mai spectaculoase cu cât camera este foarte aproape de cele două păsări răpitoare. Cei doi salvatori de cetățenie străină au povestit cum au încercat să ajute cele două păsări uimitoare. Trebuia să fim atenți, sunt prădători cu ghiare foarte mari. Dacă ne zgâriau în timpul încercării de a-i salva, aveam nevoie la rândul nostru de ajutor. Caiacul are zgârieturi adânci, se menționează în postare. Cele două păsări au fost salvate dintr-o situație care avea 70-80% șanse să fie fatală acestora. Asta spune multe despre ce fel de oameni sunt caiaciștii, mai ales cei aventurieri. Specie rară, codalbul este o pasăre răpitoare protejată la nivel internațional, iar în România se găsește în zona Dunării. Cei doi oameni cu suflet mare au salvat aceste minunate păsări, însă s-au pus în pericol pe ei înșiși.